Așezământul monahal cu hramul Sfântului Nectarie se află pe Valea Roatei, în satul hunedorean Nandru, aparținător de comuna Peștișu Mic. Schitul de la Nandru este unul recent construit, el urmând a se extinde în perioada imediat următoare. Suntem în zona Valea Roatei, satul Nandru, unde a început construcția unui schit de călugări la data de 1 februarie 2013, cu ajutorul Dumnezeului. Am 9 luni de zile, după cum vedeți, clădirea e gata, unde se ține slujba. În primăvara anului viitor, la 1 martie, o să începem construirea bisericii, care se află în stânga schitului, și lucrărilor care mai trebuie făcute, încă câteva chilii, toate dotările care să le avem aici. În România, moaștele Sfântului Nectarie, ocrotitorul celor bolnavi de cancer, se mai găsesc în doar alte 3 locuri, la Patriarhie și în 2 mănăstiri din București și Brașov. Sfântul Nectarie, un călugăr grec relativ contemporan cu noi, deoarece a trecut la cele veșnice în 1920, fiind canonizat de curând, este considerat ca unul făcător de minuni. Călugării de la schitul din Nandru spun că Sfântul a făcut deja o minune. Astfel, la doar o săptămână de la începerea construcției așezământului monahal, într-o noapte de marți spre miercuri, o femeie din Arad cu o fată bolnavă de cancer l-ar fi visat pe Sfântul Nectarie și acesta îi spunea să facă o donație către o mănăstire care poartă hramul cu numele său. Femeia s-a dus în ziua următoare la Episcopia Aradului și a povestit unui cleric de acolo visul ce l-a avut. Printr-o fericită coincidență, preotul îl cunoștea pe unul dintre călugării de la Peștișul Mic și l-a pus în legătură cu acesta. Mama tinerei bolnave de cancer a donat în cursul zilei de vineri, imediat după ce fiica sa plecase la un nou control medical în străinătate, o sumă de bani către schitul Sfântul Nectarie de pe Valea Roatei pentru achiziționarea unui iconostas. Primele materiale au ajuns sâmbătă, iar duminică femeia din Arad i-a anunțat pe călugării din satul Nandru că fata s-a întors de la medici cu o veste neașteptată. Era perfect sănătoasă. Deși foarte nou, vestea despre schitul Sfântul Nectarie din Nandru Peștișu Mic s-a împrăștiat foarte repede. Sute de persoane și nu doar hunedoreni vin aici în special în fiecare duminică și de sărbători, dar așezământul monahal este vizitat și în alte zile.